În porturile de la malul mării se aflau în această dimineață 25 de nave fără operațiuni portoare. 17 dintre acestea erau în portul Constanța, 6 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. De asemenea, la avizării vineri erau 12 nave, 11 pentru portul Constanța și una pentru portul Midia. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 27 mai 50 de nave erau sub operare. 44 se aflau în portul Constanța, 4 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau vineri dimineață 23 de nave. Dintre acestea, 19 așteptau pentru operare, iar 4 nu aveau operațiuni portoare.